Prima zi de testare pentru COVID-19 a fost una extrem de lungă pentru cei 5 specialiști ai laboratorului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău. După 16 ore de muncă intensă, aici au fost testate 33 de probe și, conform unor surse medicale, în cazul a 3 dintre ele, rezultatul a fost pozitiv. Potrivit autorităților pentru serviciul de testare real-time PCR a persoanelor suspecte de infectare cu noul coronavirus, sălajului au fost alocați 200.000 de lei, buget suficient pentru realizarea a 1.000 de teste. De asemenea, a fost întocmită o listă a categoriilor care vor avea prioritate, pe primele locuri fiind persoanele simptomatice, inclusiv personalul medico-sanitar, contactii simptomatici ai cazurilor confirmate și pacienții asimptomatici, înainte de procedura de transplant și donatorii de organe, țesuturi și celule stem hematopoietice, înainte de donare. Laboratorul în care se efectuează testările este amplasat în curtea spitalului vechi, clădirea fiind reamenajată cu circuite separate și dotată cu hotă cu biosiguranță autoclav. În vederea efectuării serviciilor de testare, Spitalul Județean a încheiat contracte de comodat pentru echipament PCR și contracte de colaborare cu doi specialiști în biologie moleculară de la Grădina Botanică. Extractorul ARN, prin contract de comodat, s-a obținut de la Fundația Noro. Spitalul a mai încheiat un contract de comodat cu Agenția Națională de Zootehnie pentru un extractor ARN și un echipament PCR cu care se va lucra concomitent după livrarea testelor comandate.